Astăzi revenim puțin la Cartea Ieremia, din care am vorbit anul trecut, pe la sfârșitul anului. Este o carte de mare actualitate și am rămas dator cu un capitol pe care nu l-am inclus în viața lui Ieremia, pentru că nu-i vorba neapărat despre Ieremia, ci vorba despre tovarășul de lucru al lui Ieremia, despre un prieten al lui Ieremia, și anume Baruc, fiul lui Neeria. Acestui om îi dă Dumnezeu un capitol special în Cartea Ieremia, în care îi vorbește ceva pentru viața lui. Capitolul 45 pe care am să-l citesc în întregime, fiindcă este cuprins doar din cinci versete. Cuvântul pe care l-a spus prorocul Ieremia către Baruc, fiul lui Neria, când a scris într-o carte cuvintele acestea, după spusele lui Ieremia, în al patrulea an al lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, sună astfel. Așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel despre tine, Baruc. Tu zici, vai de mine, căci Domnul a adus în tristare peste durerea mea, îmi slăiesc puterile suspinând și nu găsesc o dignă. Spune-i, așa vorbește Domnul. Iată că ce am zidit voi dărâma, ce am sădit voi smulge și anume țara aceasta. Și tu umbli după lucruri mari, nu umbla după ele. Căci iată, voi aduce nenorocirea peste orice făptură, zice Domnul, dar ție -ți voi da ca pradă de război viața ta în toate locurile unde vei merge. Amin. Amin. Mai întâi câteva lucruri despre baruc ce înseamnă numele lui, pentru că în poporul evreu fiecare nume avea o semnificație proprie. Numele Baruc are semnificația de om binecuvântat de Dumnezeu sau cel care primește binecuvântarea. Un om pe care Dumnezeu îl binecuvintează, binecuvântatul lui Dumnezeu. Și în multe aspecte, să știți, viața lui Baruc ilustrează semnificația numelui său pentru că a fost un om pe care Dumnezeu la binecuvântat în mod deosebit, așa cum vom vedea. Poziția lui în societate era una înaltă, făcea parte din înalta societate a Ierusalimului, a capitalei statului Israel din vremea aceea. Era un scrib, echivalent cu arhivar, așa cum este scris în vremea lui David în cartea împăraților. Este vorba de un om foarte cult, Puțini oameni știau să scrie și să citească în vechime și scribii erau oameni foarte importanți la curțile împăraților. Ei nu erau doar cei care știau să copieze niște acte legale, ci dădeau și autenticitatea acestor acte. Ei garantau, cumva Era în poziția de notar public, dar la nivelul cel mai înalt. Scribul era cel care făcea aceste lucruri la curtea împăratului. Garanta, de exemplu, și îl vedem pe Baruc făcând lucrul acesta, Garanta contractele de vânzare într-o împrejurare când Isacerul lui Ieremia să facă un act neobișnuit, să se ducă să cumpere un teren, măcar că judecata era la porți, măcar că împăratul Babilonului asedia cetatea. În momentul acela, omul care semnează contractul sau care îl garantează este Baruc. Am scris un zapis pe care l-am pecetluit, am pus martor și am cântărit argintul într-o cumpănă. Am luat apoi zapisul de cumpărare pe cel care era pecetluit după lege și obiceiuri și pe cel ce era deschis și am dat zapisul de cumpărare lui Baruc, fiul lui Neria, fiul lui Maxea, în fața lui Hanamel, fiul unchiului meu, în fața martorilor care îscăliseră zapisul de cumpărare și în fața tuturor iudeilor care se aflau în curtea Temniței. Acesta era un act legal, iar cel care îl garanta era Baruc. Avea autoritate să facă astfel de lucruri. În plus Baruc era prieten cu Ieremia, pentru că el nu scria doar acte legale și contracte de vânzare sau alte scrieri de la curtea regelui în vremea ce era Ioachim, fiul lui Iosia. Fac aici o paranteză, ne aflăm în prima parte a lucrării publice a lui Ieremia. În partea de început, în al patrulea an al lui Ioachim, atunci este scris despre Baruc. Ieremia l-a chemat pe Baruc, fiul lui Neria, și Baruc a scris într-o carte, după cum spunea Ieremia, toate cuvintele pe care le spusese lui Ieremia Domnul. Așadar, Baruc devine și scribul sau cel care scrie cuvântul Domnului, mesajul prorociei lui Ieremia, ceea ce avem și noi astăzi în Vechiul Testament. Este scrierea de mână a lui Baruc, este dictarea lui Ieremia, este ceea ce Domnul îi dăduse lui Ieremia, dar cel care transpune într-o carte este Baruc. Și nu doar că el le scria, dar era printre foarte puținii care și credea aceste cuvinte. Reiese din text că era de fapt singurul din înalta societatea Ierusalimului care lua cu adevărat în seamă pe proroc. Nu se vede niciunul atât de important. Au mai fost alții care simpatizau cu el, unii care au mijlocit ca să scoată din groapă, unii care cumva arătau o simpatie, dar Baruc îl înțelegea și era în același gând cu Ieremia. De aceea a putut Dumnezeu să-l folosească. Baruc, așadar, este un om din înalta societate, ca și Ieremia. Pentru că Ieremia nu era un om simplu de la țară, el era fiu de preot și probabil că ar fi trebuit să facă slujba la templu. Se vede că n-a făcut-o, nu este scris în cartea Ieremia că el ar fi slujit în templu și este foarte posibil că lucrul acesta s-a întâmplat din cauza că toți preoții care erau la Ierusalim împreună cu prorocii, împreună cu toți cei care slujeau lui Dumnezeu, după ritualul lor evresc, respinseseră mesajul lui Eremia, în așa fel încât l-au respins practic și din slujba preoțească. Nu arată foarte clar în scriptură lucrul acesta, dar se vede această respingere. Prin urmare, era la marginea societății, cumva, aruncat Ieremia și acolo, tot la marginea societății, este aruncat și prietenul lui Baruc. Iată ce spunea Domnul despre Eremia, căci chiar frații tăi și casa tatălui tău te vând. Ei înșiși strigă în gura mare după tine. Era o poziție de bazjocură, o poziție de prigonire, de a primi persecuție din cauza cuvântului lui Dumnezeu. Dar Baruc a avut curajul nu doar să primească aceste cuvinte, ci și să-l urmeze pe un astfel de om care era în afara, să zicem, în altei societăți, era marginalizat, și face tot ceea ce îi poruncește Dumnezeu prin Ieremia. În capitolul 36 este mai pe larg descrisă această lucrare pe care a dat-o domnului Baruc. Baruc fiul lui Neeria a făcut tot ce îi poruncise prorocul Ieremia și a citit din carte cuvintele Domnului în casa Domnului. A luat prorocia pentru că Ieremia era închis și a avut curajul să se ducă în curtea casei Domnului. Vă dați seama, era în aceeași situație ca și Ieremia, se punea în pericol, repet, era un om important, un om cu un viitor în societate, cu o poziție înaltă, cu o slujbă aleasă, și se duce acolo cu mesajul care primise respingerea, și se duce în curtea casei lui Dumnezeu și citește în gura mare ceea ce Dumnezeu îi dăduse prin Ieremia. Bineînțeles că evreii resping cuvântul. Dacă citiți în capitolul 36, vedeți că pe rând, întâi cei din curtea casei, pe urmă conducătorii militari ai lui Israel și pe urmă împăratul în final ajunge să taie solul cărții și să-l arunce pe foc. Ei resping mesajul și mai mult decât atât, capitanii de la templu, cei care conduceau gărzile, l-au sfătuit să fugă și să -și scape viața. Căpetenile i-au zis lui Baruc, du-te de te ascunde, tu și Ieremia, ca să nu știe nimeni unde sunteți. Observați în ce mediu a trebuit să trăiască acest om. Într-un mediu plin de tensiune, Dute și fugi, tu și Eremia, ascunde-te, probabil că erau printre prietenii lui, repet, era un om de la curtea împăratului, Dute și fugi, pentru că în momentul când vom duce cartea aceasta, știm, noi îl cunoaștem pe împărat, chiar dacă fiul lui Iosia, nu calcă pe urmele tatălui său, Dute și fugi, pentru că s-ar putea să te caute și să-ți ia viața. Așadar, un om cu o viață exemplară, gata să-și riște nu doar poziția socială, ci și viața pentru Dumnezeu. Ei bine, în același an, în anul când s-a dus să citească aceste cuvinte în curtea templului, nu se spune exact în ce lună, dar este în aceeași perioadă de timp, exact în același an îi dă Domnul și cuvântul din capitolul 45. Dumnezeu îi dă un cuvânt special pentru Baruc. Observați, când un om îi slujește lui Dumnezeu, Dumnezeu ține cont de lucrul acesta. Îl ia în calcul pe un astfel de om. Nu există niciunul care să fi suferit prigoană, bajocură pentru numele lui Dumnezeu și Domnul să nu vadă. Și Dumnezeu îl vede pe Baruc și îi ține în seamă lucrarea pe care o face pentru el și îi adresează un cuvânt personal pe care Domnul îl lasă în cartea Ieremia. În același an, când a fost prorocia rostită în curtea templului, al patrulea al lui Ioachim, fiul lui Iosia, repet, la începutul lucrării publice a lui Ieremia, în același an este înregistrată și plângerea lui pe care o aude Dumnezeu din ceruri, măcar că nu era ca o rugăciune. Era doar o plângere pe care el probabil nici n-a rostit-o cu voce tare, ci doar o avea în inima lui. Și spunea așa, tu zici, de fapt Domnul îi spune, am auzit ceea ce vorbești tu și am un cuvânt, pentru că eu citesc cuvintele tale, pentru că eu le aud. Așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel despre tine, Baruc. Și observați cât de. Puternic este lucrul acesta. Să vină un cuvânt de la Domnul să spună așa vorbește Domnul despre tine. Trebuie să fii foarte atent când Dumnezeu îți vorbește personal. Și nu au fost, să știți, mulți oameni pe care Dumnezeu să-i aibă în vedere în felul acesta, să le dea un cuvânt personal. Iar aici este un cuvânt de îndreptare, dar și de încurajare. Așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel despre tine, Baruc. Tu zici, vai de mine, căci Domnul a adus în tristare peste durerea mea, îmi slăiesc puterile suspinând și nu găsesc o dignă. Și ia Dumnezeu cuvintele lui și le redă exact, ad literam. Atenție, dragii mei, spun acum pentru noi astăzi, fac deja o trecere la situația noastră. Orice cuvânt pe care îl spunem noi, chiar și o plângere în mintea noastră, în inima noastră, o plângere care nu neapărat este împotriva lui Dumnezeu, dar e aici un fel de a plânge de milă. Chiar și lucrul acesta Dumnezeu îl vede foarte clar și ia cuvintele și le pune în față. Ni le pune în față exact ce am spus, Domnul notează. Tu zici, vai de mine, Baruc, așa zici tu, căci Domnul a adus în tristare, Domnul vorbește aici, peste mine, peste durerea mea, Înțeles puterile suspinând și nu găsesc o dignă. Așa era și la Eremia. Și Eremia plângea, nici el nu găsea o dignă și el stătea înaintea Domnului cu durere. Dar Domnul are un cuvânt pentru el și parafrazând, ceea ce îi spune Dumnezeu este următorul lucru. Nu te voi ta de greutățile slujbei. Tu zici, vai de mine, uită-te bine ce se întâmplă în jurul tău și nu te voi că ți este greu. N-ai voie să te plângi într-o astfel de vreme de dărâmare spirituală în poporul lui Dumnezeu. Ar trebui să privești ca pe un privilegiu că eu te-am ales și că te-am chemat la slujba aceasta. Nu te plânge când totul se dărâmă în jurul tău de faptul că ți este greu. Este normal să fie așa. Frământarea ta lăuntrică vine din faptul nu că nu-i slujești bine lui Dumnezeu, ci că n-ai reușit să te realizezi. Dumnezeu merge direct la intenția lui și vede ce e în inima lui. Dragii mei, Dumnezeu citește în adâncul inimilor noastre, chiar și a celor care slujesc lui Dumnezeu, care sunt chemați la o slujbă specială. Frământarea ta untrică Baruc nu e din faptul că nu este primit cuvântul meu, ci pentru că tu nu te realizezi, pentru că tu ai pierdut poziția pe care ai avut-o, că tu ai pierdut ceea ce dețineai pentru că nu mai ești atât de bine privit la curte, nu din povara pentru poporul acesta care piere, pentru cei care se duc la pierzare. Și Domnul ia cuvântul și spune, destul de aspru, să știți, e omul lui, este omul lui Dumnezeu, doar doi avea pe Ieremia și pe Baruc, dar Domnul îl ia și îl pune la locul lui și spune cuvintele acestea. Iată, că ce am zidit voi dărâma, ce am sădit voi smulge și anume țara aceasta, uite-te în jur, Baruc, tot ce vezi aici că e bine și e frumos, toate acestea vor fi distruse peste puțină vreme. Și tu umbli după lucruri mari, îi pune domnul degetul pe rană. Tu te vaiți, tu te voi cărești înaintea mea pentru că umbli după lucruri mari, nu din cauza lucrării mele. Îi pune domnul direct degetul pe rană și îi spune și ce să facă, foarte scurt e cuvântul lui, nu umbla după ele. Durerea ta, frământarea ta lăuntrică, plânsul tău nu e un plâns pentru poporul care piere, ci un plâns de milă pentru ce ai pierdut tu în lumea aceasta. Domnul îi arată foarte clar situația. Dragii mei, Dumnezeu așa face, ne pune degetul pe rană. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne arate și nouă care sunt gândurile noastre ascunse astăzi. Să ni le scoată pe față, să ni le pună înainte prin Duhul lui Dumnezeu și să putem să recunoaștem care e starea noastră înaintea Lui. După aceea însă, după ce Domnul îi pune degetul pe rană, după ce arată situația, să știți, Dumnezeu este blând, este plin de îndurare, plin de dragoste, dar când este o situație sau un gând care nu-i după voia lui, el nu ezită să-l descopere așa cum este. Dar după aceea îi spune și partea, să zicem așa, frumoasă, partea pozitivă a cuvântului pe care îl are pentru el, vine cu o mare promisiune. Când totul se va dărâma, tu vei rămâne în picioare. Baruch, Faptul că oamenii aceștia vor pieri și că tu îmi slujești nu va rămâne fără răsplată. Când totul va fi distrus în Ierusalimul acesta, pe tine te voi păstra ca să vadă toți că ești omul meu. Căci iată, voi aduce nenorocirea peste orice făptură, zice Domnul, dar ție îți voi da ca pradă de război viața ta în toate locurile unde vei merge. O să-ți păstrezi viața și o să vadă toți că eu sunt cu tine, că eu țin cont de faptul că îmi slujești. Dragii mei, Dumnezeu i-a promis viața lui Baruc și s-a ținut de cuvânt. Baruc a ales partea aceasta cea mai grea, să sufere persecuția. Și Domnul deja a început să lucreze în viața lui. Atunci când a proclamat cuvântul lui Dumnezeu, când l-a citit în curtea casei Domnului și pe urmă l-a dat să-l citească și împăratul, atunci când a venit poruncă să fie prins, să fie arestat și probabil urma să fie ucis și el și Ieremia, Dumnezeu lucrează personal în viața lui. Ci împăratul a poruncit lui Erachmeel, fiul împăratului, lui Seraia, fiul lui Azriel și lui Șelemia, fiul lui Abdel, să pună mâna pe logofătul Baruc și pe prorocul Ieremia. Dar Domnul i-a ascuns. Observați, Dumnezeu deja lucra în viața lui Baruc. Însuși Dumnezeu a fost cel care i-a luat și i-a ascuns. Nu spune unde i-a dus sau cum i-a ascuns. Cert este că n-a putut împăratul să-i facă nimic, nici lui, nici lui Ieremia. Și că de fapt ei au avut viața lor drept răsplată, faptul că au fost păstrați în viață atunci când Ierusalimul a fost distrus și poporul luat în robie. A primit această binecuvântare din partea lui Dumnezeu, așa cum îi era numele, cel binecuvântat de Dumnezeu. Nu doar atunci când a fost cucerit, dar o binecuvântare și mai mare. Se pare că el a înțeles mesajul și că a ales ce trebuia să aleagă. Așa se vede din Scriptură. Pentru că binecuvântarea și mai mare este să ai numele scris în Sfânta Carte, alături de mari oameni ai lui Dumnezeu, în cazul acesta alături de Eremia. Cu siguranță are un loc special în Împărăția lui Dumnezeu. Nu se văd multe din faptele lui, dar este menționat alături de prorocul Domnului. Dragii mei, Dumnezeu nu lasă nerăsplătit pe cel care suferă prigoană pentru numele lui. Însă întotdeauna merge la gândurile și intențiile inimii. Și pune degetul pe rană. Iar cuvântul pentru el de atunci este cuvântul pentru noi de astăzi. Tot ceea ce este în jurul nostru se va distruge. Și noi să umblăm după lucruri mari? Revin la textul citat. Iată că ce am zidit voi dărâma, ce am sădit voi smulge, și anume țara aceasta. Și tu umbli după lucruri mari, nu umbla după ele. Suntem într-o vreme în care tot ceea ce vedem în jurul nostru, tot ceea ce prosperă, tot ceea ce ridică națiunile lumii ca și civilizație, ca și imaginea prosperității, niciodată n-a fost așa lumea aceasta la acest stadiu de dezvoltare. Toate lucrurile acestea vor fi dărâmate și vor fi smulse. Vine o vreme de necaz, vine o vreme de judecată. Dar Domnul promite celor care îi slujesc viața. Și nu doar viața în vremea de acum, ci și viața în vremea când va fi necas pe pământ. El vine să-și ia biserica acasă. De aceea, lucrul mare pe care ni l pune Dumnezeu înainte ca și răsplată este acesta. Când totul se va dărâma, când totul va fi smuls în jurul nostru, noi vom fi împreună cu el în slavă. Iar pentru noi, ca și pentru Baruc atunci, este această chemare. Nu umbla după lucruri mari. Care sunt lucrurile mari astăzi, după care putem umbla? chiar și oamenii care fac parte din poporul lui Dumnezeu, cei care îi slujesc lui Dumnezeu, cum e cazul lui Baruc. Noi suntem oameni, încă suntem aici pe pământ, trăim prin puterea Duhului, dar avem în noi firea pământească. Întotdeauna va fi o înclinație către lume, întotdeauna va fi o înclinație către păcat. Întotdeauna omul are tendința aceasta pe care a avut-o cel rău de a fi mai sus, de a fi mai văzut, de a fi mai înalt. Aceasta se numește realizare de sine. Diavolul a umblat după lucruri mari, să fie pe muntele Dumnezeilor, să fie ca cel prea înalt. Și Domnul spune că noi avem în noi o sămânță de păcat care vine din partea celui rău. De aceea și în noi rădăcina tuturor păcatelor este această mândrie, dorința de realizare, de a fi mai sus, dorința de a avea aceste lucruri mari, fie că ele sunt cariera, care îți poate oferi o poziție socială înaltă, fie că e vorba de bani, de posesiuni materiale sau de alte lucruri. Lucrurile care țin de realizarea sinelui sunt din acest domeniu. Când omul vrea să se realizeze pe sine, înseamnă că el a intrat împotriva chemării Domnului, împotriva sensului Scripturii, care cere ca noi să ne lepădăm de Sinele nostru, nu să-l cultivăm. Noi nu suntem în lumea aceasta, dragii mei, decât în călătorie, iar acum călătoria noastră e pe final este paradoxal, este ridicol, știind că Domnul este la uși, noi să umblăm după lucruri mari. Chemarea noastră este să ne lepădăm de noi înșine, să ne lepădăm de sinele acesta care, repet, întotdeauna va dori să fie realizat, să fie înălțat, chiar și pentru cel care este în biserică, aici e vorba de oameni credincioși, uneori chiar și biserica sau slujba creștină este folosită ca trambulină de a fi înălțat omul, de a se ridica pe sine. Nu avem voie și nu ne este îngăduit să umblăm după lucruri mari, să rămânem la lucrurile smerite, spune și în Noul Testament. Dacă vom umbla după lucrurile acestea mari, nu că Dumnezeu nu vrea să trăim o viață liniștită și să ne bucurăm de tot ceea ce el ne dă, el știe ce e bine pentru noi și știe ce trebuie să ne dea și el ne dă și nu vom duce lipsă de nimic. Nu vom duce lipsă de niciun bine, dar dacă vom umbla după lucrurile acestea mari, se va întâmpla unul din două lucruri. Ori le vom atinge și ni se va umple sufletul de mândrie, și aceasta este o situație foarte periculoasă, sau nu le vom atinge și atunci se va umple inima de frustrare de sentimentul neîmplinirii, de sentimentul nerealizării, pentru că n-am reușit să avem idealurile acestea atinse. Și atunci va fi acest plâns de milă, această văicăreală pe care o avea Baruc. Vai de mine! De ce vai de tine, Baruc? Când Ieremia plânge pentru popor, tu te plângi că n-ai reușit să ai lucrurile mari, Dumnezeu îi arată foarte clar starea lui. Nu că nu-l iubea, îl prețuia pe acest Baruc și se vede că a fost omul lui, slujitorul lui, dar îi arată clar starea. Când Ieremia plângea pentru poporul care pierea, el se plângea că nu are lucrurile cele mari. Și să știți, dragii mei, că poate să fie în viața noastră lucrul ăsta. Că este un cuvânt de la Dumnezeu. Gândiți-vă de ce a lăsat Dumnezeu capitolul acesta 45 în cartea Ieremia. Este ca o paranteză, este ca un lucru care nu are neapărat legătură cu celălalt context din a doua parte a cărții, dar este un cuvânt viu, este un cuvânt pentru noi astăzi. Poți să fii omul care îi slujește lui Dumnezeu, să știi că vine judecata lui Dumnezeu, el știa foarte bine, credea lucrul acesta, îl proclamase și totuși inima ta să se ducă după lucruri mari. Lasă-ți viața în mâna lui Dumnezeu. Spune Domnul, nu umbla după ele. Eu am să-ți dau lucrurile de care ai nevoie. Eu am să-ți dau viața ta ca pradă. Eu am să te păstrez în mâna mea. Tu vei fi cel binecuvântat de mine. Dar nu umbla tu să-ți iei binecuvântarea. Nu umbla tu să-ți lucrurile acestea. Pentru că dacă nu vei reuși să le realizezi, și cei mai mulți, să știți, dragii mei, nu reușesc să-și atingă scopurile în viață. Nu reușesc să-și atingă țelurile, pentru că întotdeauna și le pun foarte sus. Din cauza aceasta, ei trăiesc în frustrare. Au un sentiment al neîmplinirii. E o neliniște care vine nu din faptul că ne preocupă starea celor de afară, ci din faptul că nu ne-am realizat noi așa cum ne-am fi dorit. Ce vom alege noi în vremea de acum? Vom avea gândul Domnului sau vom umbla după lucrurile mari ale lumii acestea? Pe măsură ce vom avansa în societatea noastră, pe măsură ce ne apropiem de vremea venirii Domnului și a Domniei, după aceea, a omului nelegiuirii, lumea va avea tot mai multe lucruri din ce în ce mai mari să ni le ofere, să ni le pună pe tarabă. Diavolul ni le va pune înainte. Sunt mulți creștini care pot să se realizeze, care au un potențial de dezvoltare în lumea aceasta, dar Domnul spune foarte clar, nu umbla după lucrurile acestea mari. Umblă după lucrurile mele. Umblă după lucrarea la care te-am chemat. Și, dragii mei, și noi avem o lucrare la care ne-a chemat Dumnezeu. Noi ar trebui să fim foarte atenți și să deosebim ce este de preț de ce este fără de preț. Pentru că și Ieremia a fost în aceeași situație. Ce interesant! Și el a avut o vreme în care nu neapărat că își dorea lucrurile mari, dar simțea că nu mai poate, că prigoana e prea mare pentru el, mai ales că venea din partea fraților săi. Și vine și el și se plânge, ca și baruc, nu a fost vorba de o rugăciune, și de data aceasta, Ieremia spune: Vai de mine, mamă că m-ai născut pe mine om de ceartă și de pricină pentru toată țara. Nu i-au cumprumut, nici nu dau cumprumut și totuși toți mă blesteamă. Capitolul 15, versetul 10. Și Domnul înregistrează și cuvintele acestea și le pune înscris în prorocia lui. Nu-i vorba de o rugăciune, nu-i vorba de o prorocie, e vorba de o plângere a lui Ieremia. Tu zici, vai de mine, mamă! Păi tu ești omul lui Dumnezeu, cum să te plângi în felul acesta? Vai de mine, mamă, că m-ai născut pe mine om de ceartă și de pricină pentru toată țara. Avea dreptate, dragii mei, să spun așa? Bineînțeles. Eu n-am făcut rău nimănui și totuși toți mă blesteamă. De ce? Cui am făcut rău? cui dintre toți oamenii aceștia care mă bat jocoresc și care fac lucruri rele împotriva mea și spun tot felul de minciuni împotriva mea, cui am făcut un rău personal? Putea să spună Eremia. Și răspunsul era nimănui. Și totuși, din cauza cuvântului pe care îl avea din partea lui Dumnezeu, toți erau împotriva lui. Normal că la un moment dat te simți împovărat și zici, vai de mine, nu mai pot. Ce zice Dumnezeu? Dragii mei, Dumnezeu ar trebui să învățăm să-L înțelegem, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Dumnezeu niciodată nu acceptă văicăreala sau plângerea de milă a unui om. Și nici pe Eremia nu îl primește în felul acesta. Și pe Eremia îl îndreaptă și spune, nu-i bine Eremia să gândește așa. Nu-i bine să te plângi, nu-i bine să te vaiți. Și, dragii mei, la noi și mai mult este, în temeia lucrul acesta, noi să ne plângem când Fiul lui Dumnezeu a avut parte de prigoană, de badrocură, chiar și pe cruce, nici pe cruce nu l-au lăsat, măcar că l-au văzut, că era răstignit, că îi se scurgea sângele, că mai avea puțin din viață, și totuși și acolo se duceau să-l bazjocorească. Și noi să ne plângem că suntem bazjocoriți sau că ne merge rău în lumea aceasta, că nu avem împlinirile pe care ceilalți le au, că nu avem realizarea sinelui pe care ceilalți o urmăresc. Domnul vine și la Ieremia și îi spune cuvintele acestea. Și sunt destul de aspre, să știți, destul de severe. El, omul lui Dumnezeu, primește un astfel de cuvânt. În același capitol, la versetul 19, de aceea așa vorbește Domnul: Dacă te vei lipi iarăși de mine, Ieremia, lasă plângerile tale, tu lipește-te iarăși de mine. Nu te mai voita, nu-ți mai plânge de milă, tu lipește-te de mine, pentru că am ceva deosebit pentru tine. Dacă te vei lipi iarăși de mine, îți voi răspunde iarăși, cum ai fost la început, înainte să-ți de milă. Iarăși îți voi vorbi, vei sta înaintea mea, dacă vei despărți ce este de preț, de ce este fără preț, vei fi ca gura mea. Ce mai mult decât atât vrei, Ieremia? Să fii ca gura lui Dumnezeu, să te lipești de Dumnezeu, eu te voi primi, Ieremia, și vei fi împreună cu mine și vei spune cuvintele mele, vei fi ca gura mea. Același îndemn, fraților, este și pentru noi astăzi. Să deosebești lucrurile de preț de lucrurile fără preț. Și am vorbit, la vremea respectivă am avut un mesaj întreg despre ce înseamnă lucruri de preț. Astăzi doar le rezum, le reiau. Îi spune lui Ieremia acest cuvânt, dacă, este un mare dacă. Nu înseamnă că dacă ai slujit lui Dumnezeu o perioadă de timp și după aceea intri într-un plâns de milă și spui nimeni nu mă înțelege și într-o frustrare și într-o văicăreală continuă, nu înseamnă că Dumnezeu te va primi. Dumnezeu spune dacă te vei întoarce, dacă te vei lipi iarăși de mine. Dacă nu, stai în starea ta, dar nu o să ajungi nicăieri așa. Dacă te vei lipi iarăși de mine și vei deosebi ce este de preț, de ce este fără preț. Dragii mei, Dumnezeu ne cere două lucruri astăzi, nouă celor care suntem aici și celor care ascultă Mesajul acesta mai departe. În primul rând, să nu umblăm după lucrurile mari pe care lumea ni le oferă, pe care cel rău știe să le ofere fiecăruia în funcție de capacitățile lui, în funcție de ce ai tu în tine, cel rău știe ce te atrage, ce te poate atrage și ți-l pune în față. Poate niciodată nu o să realizezi lucrul acela, dar te vei lupta, îți va crea o stare de frustrare și vei fi absolut inutil pentru lucrarea Domnului. În loc de plâns pentru lumea care se pierde în jurul nostru, în loc de plâns pentru cei din casă care se pierd, în loc de plâns pentru națiunea aceasta, îți vei plânge de milă și așa vei petrece timpul până la venirea Domnului. Dar, dacă vei deosebi, ce este de preț, de ce este fără preț, atunci ai șansa să te lipești iarăși de Dumnezeu. Să alegi lucrurile de preț. În primul rând să le dai la o parte pe cele care sunt lucruri mari și în al doilea rând să le alegi pe cele de valoare. Câteva lucruri care au valoare, am să rezum doar patru. În primul rând, părtășia nascuns cu Domnul. Să privești fața Lui și să fii transformat în același chip cu al Lui prin Duhul Domnului. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Și fraților, dați-mi voie să citesc din nou versetul acesta și să-i dau o altă accentuare, să-i pun un semn de întrebare la sfârșit, să vedeți cât de mult ne cercetează. Noi toți privind cu fața descoperită ca într-o oglindă Slava Domnului, noi toți suntem schimbați în același chip al lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Se vede lucrul acesta în noi. În primii creștini se vedea. În Apostolul Pavel și în lucrătorii care îl însoțeau se vedea. De aceea el putea să spună, noi așa trăim, noi suntem schimbați, noi suntem transformați. Această părtășie nascuns cu Domnul, timpul tău cu Dumnezeu pe care îl petreci în cămăruța ta, în odăița ta, este un lucru de preț. Și acest lucru le reproșează celorlalți proroci Domnul. Dacă ar fi stat în taină cu mine, ar fi știut să spună cuvintele mele, să nu înșele poporul. Pentru că nu stau în taină, nu știu ce să spună. Spun lucruri din mintea lor, stau ei singuri, le gândesc, le ticluiesc și le dau drept predici. Dar acestea nu sunt cuvintele mele. Dacă ar fi stat în taină, dacă ar fi stat în curăție, eu le-aș fi spus și ar fi dat un mesaj din partea mea acestui popor. Lucrul de preț astăzi, într-o lume aflată în... A trecut secolul vitezei, în vremea de după acest secol, în vremea informației, în vremea când toată lumea este cu tehnologia informației în mână, lași telefonul ei, tableta, lași tableta ei, laptopul. În vremea aceasta să le lași pe toate deoparte, să stai singur cu Dumnezeu. Acesta este lucrul de preț. Celelalte sunt lucruri fără de preț. Al doilea lucru, sfințirea vieții. Să trăiești astăzi, mai sfânt ca ieri. Mâine. Mai aproape de Domnul ca astăzi, în fiecare zi mai curat. Sfințire nu înseamnă o stare de desăvârșire, de perfecțiune, așa ceva nu există și nu se atinge în viața de acum. Dar poți fi mai curat astăzi, poți să fii mai sfânt astăzi decât ai fost ieri sau decât ai fost în urmă cu un an. Și noi, ca și creștini, suntem chemați la acest lucru. Sunt foarte multe texte în scriptură, doar câteva am să le citez. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, care sunt făgăduințele, că Domnul vine și vom fi împreună cu El. Prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem Sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Și observați aici să o duci până la capăt. A început un proces de sfințire în viața ta, dar undeva l-ai stopat. Au început să cadă lucruri în viața ta când te-ai întors la Domnul, când te-ai născut din nou. Au început să cadă lucrurile, dar la un moment dat s-a oprit. Și Domnul spune aici, du-l până la capăt. Să ne ducem sfințirea până la capăt, în frica de Dumnezeu. Să nu crezi că Dumnezeu nu vede și că nu îți ia cuvintele tale și faptele tale să ți le pună sub ochi. du sfințirea Până la capăt. Capătul acesta e foarte aproape de noi. Capătul acesta va fi la venirea Domnului pentru a-și lua biserica. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Și continuă textul: să vă feriți de curvie. Și nu-i doar a făptui, este și a gândi, și a privi, și a merge în locurile unde acest lucru este cultivat. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. De ce ne strângem? De ce suntem creștini? De ce citim Scriptura? De ce ne rugăm? Pentru că urmărim un lucru. care e lucrul acesta? Sfințirea. Și e important? Da, fără de care nimeni nu l va vedea pe Domnul și e o referire clară la revenirea lui pentru răpirea bisericii. Nimeni care nu trește într-un proces de sfințire nu va avea parte de venirea Domnului în slabă. Al treilea lucru de preț este botezul și umplerea cu Duhul Sfânt. Modi spunea, nu știu torei, nu știu cum să comunic mai mult, nu știu cum să mă fac mai, mai bine înțeles cât de important e lucrul acesta. Ca acești profesori care învață bine din Scriptură să aibă un botez cu Duhul Sfânt. Ca acești slujitori care vor merge și vor vesti Evanghelia să aibă un botez cu Duhul Sfânt, o umplere, să trăiască în plinătatea Duhului Sfânt. Cuvântul spune, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, din potrivă fiți plini de Duh. Și prima parte este importantă cu alcoolul. Nu-i timp acum să mai dezbatem din nou subiectul. Până unde poți să bei fără să te îmbeți? Poate unul se îmbată și se amețește deja de la primul păhăruț mic de alcool. Nu vă îmbătați. Mai bine, ferește-te de lucrul acesta. Caută altceva. Ce? Plinătatea Duhului Sfânt. Caută lucrul acesta în viața ta. Respinge ceea ce-ți dă lumea și caută ceea ce vine de la Dumnezeu. Iar Domnul spune, El însuși, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Și bineînțeles, abia, dragii mei, niciodată nu e suficient că ai băut odată. Aici e o imagine foarte clară. Am băut apă acum un an. Bei apă zilnic și de mai multe ori pe zi. Cu cât e căldura mai mare, cu atât bei mai multă apă și mai des. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, așa cum zice Scriptura. Despre ce-i vorba? Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Și nu-i vorba doar de a-L primi dată când ai fost născut din nou, să te pecetluiască, să te nască din nou Dumnezeu prin Duhul. Este vorba de o sete continuă și de a bea continuu din Duhul lui Dumnezeu, ca să fii plin de Duhul lui Dumnezeu. Și trupul trebuie să fie hidratat, să aibă suficientă apă în el. Și Duhul nostru, inima noastră să fie plină de Duhul lui Dumnezeu. Altfel, suntem niște oameni uscați, seci și fără niciun fel de putere în viața noastră spirituală. Așadar, al treilea lucru de preț este să cauți botezul și umplerea cu Duhul Sfânt. În mod continuu să fie o prezență și o lucrare a Duhului Sfânt astăzi în viața noastră, la fiecare adunare, în fiecare părtășia noastră cu Dumnezeu, să avem loc pentru Duhul Sfânt să-i creăm loc. Și observați, lucrurile sunt în strânsă legătură. Timpul cu Dumnezeu te duce la sfințirea vieții pentru că tu îți deschizi inima înaintea Lui, iar El din partea sa îți dă o măsură mai mare din Duhul Său, te umple cu Duhul Lui. Și în cele din urmă, dacă treci prin acestea trei, al patrulea lucru de preț, este o ordine, este slujba pentru Domnul. N-are rost să te arunci în slujbă fără să ai o ungere și o putere care vine de sus din Duhul Sfânt. Nici Domnul nu i-a trimis pe ucenici înainte să vină Duhul Sfânt să-i boteze și să-i umple. Nu că nu aveau din prima seară a învierii, Domnul a venit și a suflat peste ei și le-a spus, luați Duh Sfânt. Ei aveau cât le trebuia să trăiască cu Dumnezeu, cât le trebuia pentru rugăciunile lor, dar aveau nevoie să iasă afară și Domnul spune, rămâneți în cetate, în ziua când El se nață la ceruri, rămâneți încetate, pentru că voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. Cum să fim martori afară? De ce nu are valoare mărturia omului? De ce nu are valoare mărturia creștinilor? Pentru că nu e însoțită de putere, pentru că nu e însoțită de ungere. De ce cuvintele nu produc efect? De ce predicile rămân fără niciun fel de efect spiritual în cea mai mare parte a lor? De ce majoritatea adunărilor nu progresează sub nicio formă? De ce oamenii nu se întorc la Dumnezeu în mijlocul nostru? Pentru că nu-i putere. De ce nu-i putere? Pentru că nu este o coborâre continuă a Duhului Sfânt. Apostolii stăteau înaintea Domnului și spuneau, dă-ne putere, dă putere robilor tăi. Avem nevoie de putere ca să putem împlini al patrulea lucru de preț și anume slujba pentru Domnul. Nu umbla după lucruri mari, umblă după slujirea mea, dar nu te duce ca un ignorant. Vreau să-i slujezi lui Dumnezeu, tu încă n-ai putere pentru viața ta spirituală, tu încă ai probleme de rezolvat în viața ta, nu are rost să te duci să te arunci într-o slujbă până când nu rezolvi lucrurile acestea. Dar odată rezolvate, mergi înainte. Nu sta tot timpul să rezolvi la lucruri. Rezolvă-le și mergi înainte. dă lui Dumnezeu loc să-ți aducă eliberare, să-ți aducă iertare, curățire și să vină Duhul Sfânt ca să poți sluji lui Dumnezeu. Este un seceriș. Fraților, este o lucrare a lui Dumnezeu. Nu este așa de mare amploare cum a fost în vremea trezirilor, dar este o lucrare a lui Dumnezeu astăzi. Și sunt puțini lucrători. A, lucrători cu diplome și cu recunoaștere de la minister sunt mulțimi. Dar ceea ce cere Dumnezeu este să fie oameni care să aibă pecetea Duhului Sfânt asupra lor, să aibă o putere care vine de sus. De aceea, cel de-al patrulea lucru este slujba pentru Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Ce frumos spune aici. Faceți orice lucru, nu ca pentru oameni, ci ca pentru Domnul. Și, dragi mei, să știți, spun lucrul ăsta din toată inima. De fiecare dată, eu cu mare drag vin cu acest cuvânt în fața voastră pentru că voi sunteți beneficiari, dar nu-l fac pentru oameni, ci pentru Domnul. Orice lucru pe care îl faceți, voi slujiți Domnului Iisus. Nu slujiți oamenilor. Și nu căutăm să fim plăcuți oamenilor. Nu căutăm nici să fim neplăcuți. Căutăm însă să fim plăcuți Domnului. Noi slujim Domnului Isus Hristos. Dacă îmi slujește cineva, spune El, să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Foarte curând. Dacă îmi slujește cineva, unde sunt eu, unde e Domnul? La dreapta Mării din ceruri, foarte curând vom fi și noi. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl meu îl va cinsti. L-a cinstit pe acest baruc, cu siguranță. I-a dat un loc de cinste în ceruri, cel binecuvântat de Domnul. Ne va cinsti pe noi? Păi noi suntem oameni care am trăit atâta vreme în păcatele noastre. Noi nu avem dreptul să ne ridicăm privirea de la pământ în sus. Noi nu avem dreptul să spunem nimic favorabil în ceea ce ne privește, și totuși Domnul spune: Eu îl voi cinsti pe cel care îmi slujește. Să îți imaginezi ce înseamnă. Ca Domnul Isus să te prezinte înaintea Tatălui și să spună El mi-a slujit mie. Dacă îi vom sluji, Tatăl ne va cinsti, spune Domnul Isus, cel care întotdeauna își împlinește cuvântul. Vrem să avem și noi o viață de slujire și un final fericit ca baruc. Să fim oameni binecuvântați de Domnul, cel care a primit binecuvântarea și a continuat să primească binecuvântarea lui Dumnezeu. Dragii mei, binecuvântarea lui Dumnezeu vine întotdeauna cu o doză de prigoană mai mare sau mai mic. Binecuvântarea lui Dumnezeu, slujba pentru Dumnezeu, așa este. Și nu are rost să ne oprim din ea și să începem să ne văicărim, să ne plângem. Acesta este drumul, aceasta este calea. Suntem sub binecuvântare atâta timp cât îi slujim Domnului din toată inima. Probabil că Baruc a murit ca martir sau cel puțin spune Scriptura că sigur a fost luat cu forța împreună cu Ieremia în Egipt. Când a cucerit Nebuzaradan Ierusalimul, lui Ieremia i-a oferit orice posibilitate să rămână sau să meargă în Babilon. Îi oferea ce era mai bun și Ieremia a ales să rămână în continuare în mijlocul poporului, măcar că poporul nu și-a îndreptat inima nici după ce a văzut Ierusalimul distrus. Nici măcar atunci ei nu s-au pocăit și n-au intrat într-o relație bună cu Dumnezeu. Și Baruc alege să rămână lângă Ieremia. Nu merge nici el în Babilon, nu merge în prosperitate, alege să rămână în mijlocul poporului, măcar că știa că poporul în continuare era răzvrătit împotriva voii lui Dumnezeu. Și spune cuvântul despre acest lucru. Când a isprăvit Ieremia, de spus întregului popor toate cuvintele Domnului Dumnezeului lor, toate cuvintele pe care le însărcinase Domnul Dumnezeu să le spună, acesta este după căderea Ierusalimului, Azaria fiului Hosea, Iohanan fiului Careac și toți oamenii aceia îngânfați I-au zis lui Ieremia, minți! Așa i-au zis de la început. Și până la sfârșit, a căzut Ierusalimul. Minciuna a fost sau adevăr? Nici așa nu i-au dat dreptate. Minți! Nu Domnul Dumnezeu nostru te-a însărcinat să ne spui nu vă duceți în Egipt ca să locuiți acolo pentru o vreme. Ei voiau neapărat în Egipt. Nu, rămâneți în țară, spune Domnul. Nu, minți! Nu Domnul. Dar cine? Cibaruc, fiul lui Neeria, te împotriva noastră ca să ne dai mâna haldeilor să ne omoare sau să ne ducă rob la Babilon. Păi bine mă fraților, Baruc va vrut binele, a vrut să scăpați din mâna împăratului Babilonului și voi spuneți că ei vor să vă dea în mâna împăratului Babilonului. Observați ce răsucire a lucrurilor. De ce? Pentru că oamenii aceștia erau niște oameni îngânfați, spuneau bine lui rău și răul lui bine. Inversau mesajul din partea lui Dumnezeu. Baruc te ațâță împotriva noastră, ne vrea răul Baruc. Știm noi, când ne citea nouă din cartea ta, vrea să ne dea în mâna haldeilor, ca să ne dai tu, îi spune. El te atâță împotriva noastră ca să ne dai, să ne predai împăratului Babilonului. Observați câtă răutate în ei. După 45 de ani de slujbă, deja Ieremia era în vârstă și Baruch era în vârstă. Repet primele cuvinte pe care le-am citit. Capitolul 45 este scris la începutul domniei lui Ioachim fiul lui Iosia, înainte de căderea Ierusalimului. Și aici după căderea Ierusalimului și ei continuă în această stare rea. Astfel Iohanan, fiul lui Careah, toate căpeteniile oștilor și tot poporul nu au ascultat de glasul Domnului care le poruncea să rămână în țara lui Iuda. Și Iohanan și toate căpetenile oștirilor au luat pe toate rămășițele lui Iuda, care din împrăștiați cum erau printre toate neamurile, se întorseseră să locuiască în țara lui Iuda. Ce n-a luat împăratul Babilonului? A luat Iohanan, ca să rămână țara cu adevărat pustie. Și anume, pe bărbați, femeile, copiii, fiicele împăratului și pe toate sufletele pe care le lăsase Nebuzaradan, căpetenia străjerilor cu ghedalia fiului Ahicam, precum și pe prorocul Ieremia și pe Baruc, fiul lui Neria. Au plecat dar în țara Egiptului, căci n-au ascultat de porunca Domnului și au ajuns până la Tacpanes. I-au luat cu forța, pe amândoi. Ieremia târât în Egipt și Baruc împreună cu el. Și ai zice ce final trist. Nu a avut parte de niciunul din lucrurile mari pe care le-au avut ceilalți, dar care nu i-au ajutat cu nimic. A avut parte doar de prigoană și a sfârșit fiind târât în Egipt împotriva voinței lui la bătrânețe împreună cu Ieremia. Și probabil tradiția spune că Ieremia a fost ucis cu pietre în Alexandria sau în Egipt. Cert este că Baruc a fost alături de el. Foarte probabil că și el a avut aceeași soartă, dacă este adevărat lucrul acesta. Viitorul nostru va fi unul fericit, indiferent de prigoana pe care o vom suferi. Apostolul Pavel a sfârșit într-o închisoare în Roma și știa că e foarte aproape vremea când el va sfârși alergare. Și a fost fericit până la ultimul punct. Nu au oamenii ce să ne ia din tot ceea ce ne dă Dumnezeu. Nu pot ei să ne fure ceea ce Dumnezeu ne dă. Lucrul de preț este să-i slujești lui Dumnezeu. Să nu te vaiți de greutățile slujbei, să nu te plângi că nu ai lucrurile pe care ceilalți le au, să nu ți le dorești, să nu umbli după ele, ci să-L cauți pe Dumnezeu și slava Lui. Aceasta înseamnă adevărata fericire. Iar pentru noi, dragi mei, este un viitor fericit. Și pentru ei a fost. Viitorul lor a fost fericit și în ceruri au un loc deosebit cu siguranță între Sfinții Vechiului Testament și pentru noi este același lucru, chiar dacă vom fi neînțeleși și chiar dacă vom fi prigoniți, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Dacă vom alege lucrurile de preț, dacă nu vom umbla după lucruri mari, vom fi oamenii binecuvântați de Dumnezeu, va fi și în dreptul nostru numele acesta cel binecuvântat de Domnul și vom avea parte de un viitor fericit și de nădejdea revenirii Domnului Isus a lui să fie slava amin, amin.